Ce mi-aș dori să am și eu niște papuci noi. Am zis ce mi-aș dori și eu să am niște papuci noi. Aoleu, când te văd, îmi vine să... Alo? Ați venit? Acum vin! Ce papuci. Salut, bășacarilor, ce faceți? Bă, mi-am luat mare pereche de sneakers de pe Footshop și astăzi vreau să vi arăt și vouă. O să facem mai întâi un unboxing și după o să facem un test. Nu o să vă zic despre ce este testul ăla pentru că o să fie foarte fain, așa că mai întâi o să începem cu bucățica asta frumoasă, una pereche Jordan. Avem aici una pereche foarte frumoasă Nike, foarte, foarte frumos, Doamne ajută. Sclav, aici. Sclav, aici. Voulez-vous danser le petit garçon aici? Hai, eu plec. Bă, hai, vă zic altfel. Bun, bă, am și o surpriză pentru voi, dar pe asta vă zic pe parcursul videoului. Ia să vedem aici cum și-a deschis Dumnezeu grădina Ghețemanii sau cum era așa. Uite, avem aici, se deschide mare frumuseții. Fii atent că acum se deschide. Hop, Johnule, fii atent și fii atent. Uite, dă-te, mă, no, s-a terminat. Johnule, deci aici avem cei mai frumoși Jordan Spy. Zic, frate, o să aveți toate linkurile în descriere, dar încă nu vă duceți. Frate, stai cu minte. Adică, uite, băi, dar stai mă acolo. Johnule, uite aici cum arată. Ce frumos. Sunt, am înnebunit. Deci am înnebunit, frate, stai să-l scoți și pe ăsta din cutie. Țineți minte, cutiile se păstrează întotdeauna. Ăștia sunt, frate, după o să-i purtăm și în picioare să vă zic cum și care-i treaba. Și fii atent aici, Johnule, cum se deschide a doua pereche, dacă vrea să deschide. Este perechea dumnezeiască, vă arăt și eu acum. Fii atent cum se deschide. Fii atent, n-amă, hai mă, pliază-te aici. Fii atent acum, Johnule, și ia uite, Johnule, cum se văd acolo pe camera, am înnebunit. Uite aici, Johnule, cum se vede. Zici că e lanterna verde din Marvel, din de-alea, multe Marvel, din DC. Atent aici. Asta e, Johnule, fii atent cum arată, mă nebunit, deci de la spate. Zici că se ia de alu Mercury din Smash, din ce am jucat eu cu zei, fa, uite aici. Bun, Johnule, deci astea sunt niște Nike-uri Air Force One, frate, utile timid. Fii atent numai cum arată. V-am să zic că și tu poți să ai de ăștia pentru că m-ați întrebat, am mai făcut eu un video cu papuci, gen, bă, zic, dar de unde ți-ai luat papucii aia că nu știu ce, n-am răspuns. Acum mi-am luat minunățile astea două de pe Footshop și poți și tu să le iei pentru că ai 10% reducere dacă folosești codul SNEAK. SNEAK cu litere mari, o să ai acolo în descriere tot ce trebuie pe Footshop. Acolo. Fii atent, Johnule, că acum mai probăm pe fiecare să vă zic și vouă dacă merge treaba bine, adevărat. Nu, deci am călcat în rai, nu, eu sunt în rai acum. Fii atent, Johnule, că eu nu vorbesc prostii, să vezi ce vine după asta, nici nu vă așteptați. Cam asta e treaba, am pus o poză și pe Insta, puteți să-i dați un like acolo, fai de capul meu ce forță să ăștia. Așa, și ăștia-și Jordan, fii atent. Și acum mare Jordan, opolo, stai cu minte. Johnule, ăștia, băi, deci asta e șmecheria, mă. Fii atent, stai cu minte aici, fii atent numai cum arată, cum se pliază aici pe gamă, pe de asta, fii atent. Bun, abia acum vine ideea videoclipului principal. Ei bine, o să facem frumusețile astea, să vedem dacă rezistă la tot felul de alimente și porcării. Cu acest frumos Creep Protect, da, mi-am luat și unul de ăsta. Și ei bine, ce face șmecheria asta? Eu spre frate, îi dai acolo frumos pe papuci și efectiv poate să vină și măta mare peste ei, că nu se strică. Poate să vină chiar și măta mare plină de noroi, că tot nu se murdăresc. Deci ăsta te salvează de la orice, poți să mergi cu lună, poate să vină atmosfera interstelară, că aici ăștia rămân normal pentru că ăsta face tot. Ia atent, Johnule, cum îi frecăm aici peste tot. Extraordinar de bine îi dai, Johnule, peste tot. Să țină mai ales aici unde se murdăresc, să fie foarte bine. Pac, 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 aici neapărat, aici să vină bine. Pac, pac, pac și pe spate de la o distanță de 15 cm și uite ce frumos arată. Atent, Johnule, că am luat sos chili, am luat muștar, am luat și lapte și acum o să fie testul suprem. Dacă Dumnezeu, frate, vrea să murdărim papucii ăștia, o să-i murdărim, dacă nu, Doamne, aștept să meargă și spre-i ăla și... Adică, Doamne, ajută. Cum începe? Mantante, dizemane, pe dizemane. Mane antante, antante. Bă, îmi pare rău, voi. Asta este. Johnule, dar eu nu m-am gândit, dar ăștia au găurile, poate să intri pe aici. Johnule, hai că începem cu laptele. Johnule, mi-e frică. Nu! Aha, aha, filmezi? Da. Johnule, cam asta e treaba, cam asta e, despre asta e vorba. Fac, am și ștersă și funcționa. Sunt ca noi, ia de aici. Nu o să-mi placă ce-i drept, dar ce-o fi, Johnule, tu ești tu. Dă-ți mâna.
Nu. De ce continui să tor? Eu le cred că nu mai vreau. Eu nu le vedem dacă s-o prins acum de șervețele. Ce-o fi, o fi, Doamne ajută. Despre asta e vorba, John, nu s-o prins nici măcar o secundică. Deci despre asta este vorba, mă înțelegi? Rămâne la fel. Despre asta e vorba, John, asta înseamnă creep protector. De asta este recomandat când vă luați sneakers să vă luați un creep protector de la, uite, muștarul acolo, adevărat. Fii atent, John, acum o să facem cu sosul de chili. Eu te-era să-i pun în caca, John, noi am făcut, noi am murdărit cu ăștia și murdeam în caca. Fii atent, mai întâi testăm cu apă, dar fac băltoac aici, John, le fii atent. Nu, Doamne, Dumnezeule, mi-a. Și acum doar luăm șervețelul și îndepărtăm această mică porcărie. Uite, Johnule, cum se duce. Fac și pe ăștia, Johnule, și să te n-am. Mamă, dar ce frumos se vede cum puși capa așa, gen când o dai. Hop, po, cum explodează, uite, po, cum explodează. Asta-i fain rău. Și pe ăștia la fel, po, cum explodează. Mamă, cum o duhnită, băi, uite. Mamă, ce tare se vede. Pe ăștia la fel, pe ăștia la fel. Și gata. Cam asta e treaba, Johnule, neapărat să vă luați un creep protect. Eu mi-am măcelărit aici papuci, nu pățin nimica, Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută cu de-astea. Și Doamne ajută, ne vedem data viitoare, aveți link-ul în descriere. O zi frumoasă și v-am pupat, Foodshop, Doamne ajută. E mai forță, pa.